Guvernul pune în pericol banii din PNRR doar ca să nu renunțe la pensiile speciale. Marcel Boloș susține că acestea s-ar putea elimina, dar asta ar însemna un val de plecări din domeniile serviciilor publice de importanță națională. Boloș a spus că realitatea i-a arătat că flexibilitatea comisiei tinde spre zero, iar ce e scris în PNRR e literă de lege. Ministrul Marcel Boloș a declarat că conținutul jalonului privind pensiile speciale, care este unul foarte greu, presupune reforme radicale în ceea ce privește reforma pensiilor speciale. Dacă comisia va insista și va fi nemulțumită și va considera că jalonul nu este dus la bun sfârșit și el trebuie aliniat cu sistemul de pensii general, atunci va trebui, cum am precizat, să fie luată decizia la nivelul coaliției, la nivelul guvernului, care este calea de urmat. Consecințele trebuie asumate. Dacă se produce o destabilizare la nivelul acestor servicii publice care sunt de importanță strategică națională, dacă iei decizia radicală de reformare a sistemului de pensii speciale, atunci trebuie în egală măsură asumat și consecința aceasta a migrării forței de muncă sau a destabilizării acestor mari servicii publice de care România are nevoie. Despre riscul ca proiectul privind legea pensiilor speciale să treacă tacit de Senat, la sfârșitul acestei săptămâni, Boloș a arătat că Camera Decizională este Camera Deputaților. Ministrul a spus că proiectul poate fi aprobat, dar dacă Comisia Europeană va mai avea obiecții, e foarte probabil să existe modificări ale legii cu privire la pensiile speciale. Mă duc cu oricare dintre colegii mei cu mare drag și pe care fiecare în parte îl sprijin, pentru că acesta e rolul nostru. Noi suntem Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, suntem coordonatorul național al Planului Național de Redresare și Reziliență și trebuie să fim alături de cei 16 coordonatori de reformă și investiții. Dar să nu uităm că judecata Comisiei Europene este raportat la ceea ce este scris în Planul Național de Redresare și Reziliență. Și eu am fost la început foarte optimist și am încercat să găsesc soluții pentru ceea ce există în Planul Național de Redresare și Reziliență. Însă realitatea mi-a dovedit că Comisia nu face nici la stânga, nici la dreapta. Flexibilitatea Comisiei este tinde spre zero. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar este un adevăr și vreau să înțelegem cu toții că ce este scris în Planul Național de Redresare și Reziliență este literă de lege.